Pe litoral se anunță un weekend plin, indiferent de vreme, pentru că se apropie ziua celor mici. Hotelurile oferte pentru familiile cu copii în scurta vacanță de 1 iunie. Bălăceala este asigurată în piscine, pentru că apa mării are doar 15 grade. Eu vreau 3 cupe. Crezi că se rezolvă? Cu ce e înghețată ta? Un cupetene. Wow! Această familie din București se bucură că a prins vreme bună pe litoral. Ne bucurăm de zilele acestea minunate. Pentru ei, ca în fiecare an, este o surpriză și de-abia așteptau reîntâlnirea cu marea. Ne-am cazat unde tragem de fiecare dată când venim la mare și, într-adevăr, ne-a făcut super ofertă. 3 zile cât stăm, o să ne distrăm. Faceți și ziua copiilor aici? Am zis că în funcție de vreme, da, o să ne hotărâm să dacă rămânem sau nu. Ne-am pornit aseară din Timișoara pe la 10:30, azi dimineață la 8 am ajuns aici și am venit direct pe plajă. Ceva surprize de 1 iunie? Păi, cred că vedem cât îți de cuminți pe la mare. Pentru a atrage cât mai mulți turiști, hotelierii au luat în calcul și sărbătoarea copiilor. Ofertele includ diverse gratuități pentru cei mici, dar și un program de divertisment. Cazarea este gratuită pentru copii până în 12 ani, micul dejun este inclus de asemenea și avem acces la parcul nostru de distracții din Neptun. La acest hotel din Mamaia, o noapte de cazare pentru 2 adulți și un copil costă 240 de lei. Ca ofertă specială pentru această sumă, turiștii primesc și masă în regim all-inclusiv. Iar de 1 iunie, copiii vor fi în centrul atenției. Vor avea parte de multe surprize, avem echipă de animație, o să facem un atelier de pictură și de creație pentru ei, vor fi întâmpinați dimineață cu dulciuri. Piscina rămâne însă atracția numărul 1. Le-ați făcut și o surpriză copiilor înainte de 1 iunie? Păi, evident că și pentru ei. Ar trebui să-i scoatem puțin undeva. La mare, când văd apă, e ok pentru ei. Dacă alegeți sudul litoralului, tarifele sunt și mai mici. La un hotel de 4 stele cu mic dejun inclus, o noapte de cazare ajunge la 160 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.